Da. Ne uităm la spațiul vestic să explorăm ce oportunități ne oferă spațiul european de cercetare, din care inerent facem parte, la fel ca și acum zidim să fie niște oportunități, dacă nu cel puțin egale, poate și un pic mai bun. Deci, în primul rând, aș vrea să vă comunic în 2018, la una din ședințele Boardului Administrativ a comunității COST, da, s-a aprobat 40 de apeluri noi, cu deadline-ul până la 5 septembrie curent, și apelurile au fost pentru a depune proiecte în cadrul acțiunilor COST a fost deschis, suntem în perioada de depunere și respectiv Universitatea a considerat util să antrenează toate școlile doctorale afiliate universității și să vă propună sau să încerce să vă faciliteze cumva un sprijin poate teoretic și un pic practic, să vedem mai târziu cum ar fi să aplicăm proiectele date și ce oportunități sunt. Deci, cotele stabilite din 2018 pentru apelul curent este undeva în jur de 35% o să fie pentru științele naturale, 40%, pardon, în științele medicale în jur la 28% la inginerie și tehnologie, umanități o să fie în jur la 20%, iar științele agricole undeva cumulează vreo 5%. Da, am spus, pe 5 septembrie este deadline-ul de a depune proiectele. De ce este important pentru noi? O să prezint mai târziu statistica, dar Moldova recent a devenit o țară cu drepturi depline în COST și asta oferă o flexibilitate și o deschidere mult mai mare decât cum era până acum. Eu am găsit câteva șapte proiecte care au fost depuse în perioada de până la devenire, să spunem, intrare în drepturi de plin, dar în total, iată, vedeți, am îndeplinit condiția de 5% participare și 13 acțiuni, respectiv am devenit o țară cu drepturi de plin și am să explic de ce este important mai departe asta. Deci ce este COST? Este o platforma, una din cea mai vechi platforme europene, care oferă un sprijin de cooperare atât pentru cercetători în devenire, cât și cercetători consacrați. Respectiv, prin intermediul COST, sunt disponibile mai multe instrumente pe care o să vorbesc, care pot fi utilizate pentru beneficiul cercetătorului. Pe ecran, vedeți, sunt 38 de țări membre, inclusiv Moldova recent și Israel, care o țară care cooperează. Distribuirea geografică. Moldova deja este în culoare albastră, harta este un pic mai petită. Ce se ține de participarea noastră până în prezent? După cum vedeți pe slide, dacă se vede bine, dacă nu, o să vă transmit la toți prezentarea. Până în prezent, 4 evenimente doar au avut loc în Republica Moldova. Volumul total de finanțare în jur la 10.000 de euro. Dar asta este în condițiile în care nu avem flexibilitatea și oportunități disponibile de țară cu drepturi de membru de pline. Da? Aveți participarea pe gen. Majoritatea cercetătorilor care au depus proiecte au fost cei experimentați. Iată acțiunile 8 care le-am găsit eu în baza de date care au fost până la asociere, ele deja s-au finalizat. În total sunt încă 38 de acțiuni curente care sunt în curs de desfășurare, la care Republica Moldova este parte. Dacă îmi permiteți, eu am să deschid una să ne uităm la dânsă. Deci, ca să vedeți cum arată statistica, mergem mai jos.
și o acțiune cost, dar având în vedere statutul nou, acum am putea, de exemplu, să propunem o acțiune și chiar este de încurajat asemenea ca participare, ca o școală doctorală, de exemplu, sau un, în jurul un profesor care are o școală doctorală proprie într-o anumită tematică, se poate să propune un apel, o propunere de acțiune cu asta. Dar deschid prima, care nici nu aș convideți, iată descrierea, focul în sistemul pământesc, știința și societatea, la parte, da, la părți, iată, vedem Moldova, 2019 s-a confirmat participarea, fiecare apel, să vă prezent mai departe, are câteva organe de structură, iată, pentru Moldova, de exemplu, doamna Olesia Cojocaru, de la Universitatea Agrară, participă în acest apel. Deci, ulterior, să vă distribui prezentarea, să puteți să vă uitați. Încurajez ca fiecare din voi, dacă găsești o acțiune interesantă după profilul său, pentru că sunteți de diferite școli doctorale, dacă găsiți un profil similar, vă puteți să adresa la persoanele cred, de Republica Moldova, care poate să vă ajute respectiv cu o îndrumare, să spunem, științific, cu o metodă. În continuare, deci vorbeam de statutul acesta de țară membru COST, asta oferă o deschidere și o participare extinsă pentru noi. Toți cercetătorii la orice etapă a carierei sale pot să participe. Deci, în cadrul apelurilor, cercetătorii își propun singur modalitatea de participare și acțiunea la care vor să participe. Există foarte puțin povară birocratică spre deosebire de proiectele, spunem, un pic mai sofisticate, care se regăsesc în orizont, că nu toate în orizont sunt sofisticate, de exemplu, acțiunile Marie Sklodowska-Curie sunt la fel de simple, dar aici, într-adevăr, o povară administrativă foarte simplu, eu am să vă ulterior cum este procesul de depunere și poate să vă ajut să vă obțineți anumite beneficii în, de exemplu, în scrierea tezei de doctor sau în calitate de profesor să consolidați o activitate științifică la un doctorant și, respectiv, și la școala noastră științifică. Deci, structura, după cum vedeți pe slide, este o țară, un coordonator care propune o idee. Ideea, în toate cazurile, este susținută de încă 6 țări. În total, consorțiul trebuie să fie minim de 7 țări. Iar, respectiv, după ce ideea este agreat la bordul administrativ a costului, poate să asociezi oricare țară, oricare măsură dorești, la limitele finanțărilor, contumul de finanțare aprobat. Deci ce reprezintă o acțiune cost? În primul rând reprezintă o rețea. O rețea de oameni care au același interes științific. Deci ei sunt uniți în baza la unui memorandum de înțelegere. Orice acțiune cost este desfășurată 4 ani, astfel 7 țări. Bugetul minim pe toată perioada de 4 ani e în jurul la cel puțin 500.000 de euro. Desigur, e orientat spre dezvoltarea capacităților și desfășoară activități de cercetare. Așa arată structura unei acțiuni. Există un comitet de conducere, pachete de lucru, grupuri de lucru și deja activități orizontale. Deci, activitățile care ne mijlocit foarte interes pentru dumneavoastră, deci puteți să vă afiliați în diferite categorii, dar eu aș atrage atenție, de exemplu, pentru doctorat sau pentru profesor, este oportunitatea de a participa și de a beneficia de finanțare integrală pentru participare la diferite evenimente și conferințe, la școli, la vizite de scurt, vizite științifice de scurt durată, se mai numesc misiuni științifice și, desigur, de seminari. La seminarii mă refer la acoperire cheltuielilor de publicare a articolelor științifice, într-o oarecare măsură
și publicarea materialelor în formă pe o pagină web sau diseminarea în altă formă, de exemplu flyere, bliante, dacă este vorba de un proiect, dar nu o publicație. Deci, cum vă puteți încadra? Prima este să participați la acțiune curente. Deci, asta se referă cel mai mult la cercetătorii tineri, la studenții doctorați. Puteți să propuneți o acțiune cost și asta e o acțiune care cred că a să fie mult mai benefic pentru persoanele cu experiență, da? Cu coordonatorii școlilor doctorale sau însuși un coordonator de doctorat care are mulți doctorați care îi urmează. Și la orice care nivel, în dependență de capacitatea care aveți și de experiență acumulată, puteți fi expert în evaluarea proiectelor cost. Deci, pentru a adera la o acțiune, o puteți asocia în diferite calități, cum am prezentat pe slide. Puteți fi membru al comitetului de administrativ, puteți fi parte într-un grup de lucru pe un subiect mai îngust decât însuși proiectul, da. Puteți fi beneficiar unui grant pentru o vizită științifică de scurtă durată, puteți solicita și beneficia de granturi pentru conferințe, puteți fi antrenor sau trainer, cum acum mai popular de spus, sau să fiți beneficiar unui training organizat în cadrul unei acțiuni, sau să participați la un eveniment, la o conferință și beneficiați de finanțare pentru aceasta. În continuare, vă prezint link-urile la care o să ne ducem chiar acum, așa mai experiență practică. Iată așa arată portalul acțiunilor cost. De exemplu, pe mine, personal, ca exemplu, mă interesează drepturile omului, eu scriu, de exemplu, rights. Pur și simplu, ca să vedem cum o să... Da, iată mult. Acesta expirat, iată primul, de exemplu. Dezbaterea pe drepturile civile și democrație în Europa, în reevaluarea intelectuală. Ceva de genul, da? Așa o traducere exprom, poate nu e cea mai potrivită. Mă uit la descriere, dacă, de exemplu, să mă încadrez eu cu cercetările mele în tematica dată, mult la părți, poate există careva persoane cu care am... Există. Chiar aici. Chiar aici? Da, ok. Ne-am să stăpăm. Moldova. Okay. E, poate este vreo persoană care... Secundă, vreau să dau mai jos. Александру Брошко. Да, это еще Виктория Лисник, если еще солдаем. Ты взял птиц, да, когда тематика даты в Сан-Сицком в какой-то рассаде Десла, птиц, кем художный Лисник, если еще сало, птиц, дискутаться, упортентеца ли партичпар. Я там филу дат, как раз порталу, dacă vreți să mai încercăm pe altceva, dacă vă interesați, dacă nu, acasă puteți în liniștea gândurilor dumneavoastră să explorați portalul și să vă gândiți, adică în care din aceste vă puteți încadra. Noi să mergem mai departe. Ce se referă la două modalitate de a propune o acțiune cost. Deci, o structură tipică, da, este că la fiecare 9 luni se colectează propunerile de apel. Este o povară destul de complicată de a aduna 7 instituții de cercetare din țări diferite, mai ales că există o legitate că 3 țări trebuie să fie, iată, precum Moldova,
țările din Europa și trei țări încă trebuie să fie din vecinătate europeană. Adică nu poate să există un consorțiu în care nu este așa un criteriu de reprezentare geografică. Respectiv, de asta și spun că este mai important ca la aceste apeluri să orienteze persoanele cu școli științifice deja stabilite, care au o rețea internațională deja existentă, este cum mai simplu să comunici, să atragi, să creezi, să depui așa o propunere de proiect. Da. Depunerea, propriu zis, este într-o singură etapă, o să vă arăt la final. Există o entitate care se consideră depunătorul primar și deja toate celelalte șase țări se consideră secundare. În mediu se acceptă câte 40 de acțiuni. Da? Deci structura, o vedeți pe ecran, o descriere suficientă este necesară, sunt necesare completarea în expert tehnice, care demonstrează excelența științifică și tehnologică, impactul, felul cum va fi implementat, excelența, pentru cost, trebuie să fie dovada rețelei și deja criteriile de eligibilitate, să ne referim la asta mai târziu. Deci, iată cum arată o propunere depusă, dar noi cu dumneavoastră putem chiar acum să intrăm pe contul meu și să vă arăt cum are loc procedura depunerii, care nu este complicată deloc. Deci, iată cum arată interfața, după ce vă înregistrați, există acțiunile și apelul deschis, da? Iată aici lista completă, da? Iată vedeți 221 de acțiuni curente, care rulează cele deja încheiate, 1160. Aici puteți, după înregistrare, puteți să vă familiarizați, vedeți în ce format sunt propunerile de succes. Dacă mergem înapoi la pagina principală, putem deschide calendarul. Iată, vedeți, suntem la mijlocul perioadei de depunere. Până pe 6 septembrie se vor corecta propunerile, da? 5 septembrie. După care va fi evaluate, da? Apăsăm pe Proposals, în cadrul apelului deschis, Create New Proposal. Iată, eu deja m-am registrat, o să vă arăt mai târziu interfața mea. Aici scrie, iată, după competiția e foarte simplă. Interfața, titlul proiectului, maxim 12 cuvinte, acronim, 5 cuvinte cheie, un sumar care nu depășește 250 de cuvinte, area intereselor științifice, sare vedere în care știință se încadrează, da, de exemplu, până. Acolo este fizica și matematica? Da, este. Toate domeniile este, îți pare că la bază stăm în nouă frascate, de acum mă greșesc. Matematica, physical sciences, da, putem. Și cu area științifică. Deci, orice proiect COST implică o abordare multiaspectuală, să spunem așa, și respectiv, un apel trebuie să conțină nu doar o singură are științifică, cum ar fi fizica, dar trebuie să fie la interfață între mai multe domenii, de exemplu, fizică, științe medicale și așa mai departe, independență de tematica proiectului. Și odată cu crearea propunerii, ea se evaluează de trei experți independenți, dacă e trece etapa prima etapă în care această propunere scurtă își demonstrează viabilitatea, deja autorul se invită mai departe să facă propunerea desfășurată. Deci asta este modalitatea de depunere. Deci,
Iată ce trebuie să spunem niște repere care trebuie să fie demonstrate, da? În primul rând, proiectul trebuie să răspundă la o provocare. Fie ea se regăsește în provocările globale, fie în cele care sunt în area de interes cost, fie la nivel european, fie la nivel de țară, dar trebuie să fie la bază o provocare. Trebuie să fie stabilit un obiectiv destul de specific, trebuie să fie arătat excelența care depășește cadrul la proiect, adică o continuitate pe care tematica să fie nu doar pe acești 4 ani, să aibă un potențial spre inovare și să arate că rețeaua constituită să aducă valoare adăugată la studierea problemei date. Deci trebuie să existe un impact, poate fi măsurabil, niște condiții, cred că chiar și la noi în sistemul de cercetare, dacă ați depus proiecte pentru tineri cercetători, criteriile sunt similare, doar modalitatea în care sunt depus. Deci, după cum am spus, vedeți sus, la prima etapă este evaluarea de către 3 experți independenți, revizuirea, controlul calității și așa mai departe, etapele, vedeți pe ecran. Ca cercetători individuali, eu recomand fiecare din dumneavoastră să-și creeze un profil, indiferent dacă vrea să depui un apel sau să participi un apel, dar pentru ca să fie informat și să vadă platforma și toate apelurile curente în formă desfășurată, cu descriere și toate detaliile tehnice, eu recomand ca fiecare persoană să-și creeze un cont pe platforma eCost. Sunt niște date foarte generale care solicită și un CV în limba engleză, în formă desfășurată, care tot trebuie să-l încărcați pe platformă, pentru ca să fie mai rapid să vă recunoască, adică sistema, eu vă îndemn pe toți să vă creați și conturi pe rețeaua Orchid. Trebuie să cunoașteți, cred că, despre dânsa. În urma registrării se indexează publicațiile științifice din spațiul european și patentele, participările la conferință, toate din spațiul european, într-un singur loc. Indexarea se trece automat. Iată, vedeți aici, de exemplu, este codul meu personal. Profilul am creat nu de mult. Sigur, LinkedIn-ul tot e o platformă care vă ajută să vă dezvoltați rețeaua profesională, mai ales că costul asta și este, construiește o rețea profesională științifică. După ce o să vă creați contul, o să puteți și o să încărcați CV-ul, o să puteți accesa apelul deschis și acțiunile care le găsiți în acest meniu. În continuare, da. Deci, coordonatorul nostru național este la Ministerul Educației, doamna Olga Tuhlicher, aveți contactele, prezentarea am să o expediez la toți. Ce puteți, niște acțiuni care eu v-aș recomanda să le faceți? Dacă dumneavoastră aveți o idee care credeți că ați putea valorifica în cadrul unei acțiuni cost, acum sunt 2 apeluri deschise de mobilitate, de scurtă durată, care puteți să le folosi în scopul de a merge la un eveniment, chiar și în acțiunile cost. Adică, justificați că aveți nevoie pentru a iniția un proiect și puteți să beneficiați de o finanțare ca să mergeți la aceste întâlniri, să vă arătați, să spuneți, iată, eu sunt interesat, dar network egoistă, dar o să vă ajute să vă ridicați vizibilitatea și să aveți multe șanse la succes. Una din apelurile date este în rețeaua IAP Plus. Iată apelul, este link acum în prezentare. Toate persoane sunt eligibile din partea comunității științifice. Puteți merge la preparatory meetings, în vedere meeting-uri prestabilite în care un grup de persoane vor să scrie un proiect, dar cred că mai important este că puteți merge la aceste evenimente de brokeraj, în care se încadrează și întâlnirile acestea cost. Și a doilea slide, ultimul, care vreau să vă arăt,
Agenția noastră de cercetare și dezvoltare a lansat un apel în care, la fel, susțin mobilitatea. Altă sursă puteți apela pentru iarăși a merge de a crește vizibilitatea și de a avea mai mari șanse să aveți succes în apelurile date. Și în ultimul rând, aici la universitate, școlile doctorale, în orice moment pot primi sprijinul nostru în scrierea și adică informații, dacă este necesar, careva claritate asupra unor apel. Da. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund. Dacă nu, este listă de prezență. O să distribuim la toți prezentarea, ca să fie și la curat. Acest cost nu este doar pentru doctorat și studenți? Sau no. Pentru oameni creștiți? Nu, nu, nu. Deci, Paralizie, doctorat și studenți și atunci. În contextul evenimentului nostru, noi avem doctorat, dar este disponibil pentru orice persoană care activează în cercetare la noi în Republica Moldova. Bun, urez o zi bună și mult succes. Suntem la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări, poate ceva.